rușine de a mai începe țipeni de cameră. Noi doar mergem pe calea legală. Atragem prin instanță de judecată. Acolo discutăm. Asta e. Democrația este pentru o societate avansat dezvoltată. Are și ea neajuns. De ce? Bună. Bună să vă fie. Nici aici pe bancă nu-i dau. Cu cine? Cu cine stai? Dar de ce cu mine? De ce cu mine? Cine? Nu suntem aici cu grade, cu superioritate. Eu sunt cetățean liber, toți ceilalți sunt cetățean liber. Și cum vă numiți? Așa, și ce vreți la mine? Da, de ce? Na, nu puteți să mă interziceți asta. Sunteți la servici? Da, sunt colaborator de stat și nu aveți drept să mă filmați. Doamne ferești, prima dată! Eu vreau să vă am o istorie. Vreau să vă am posterioritate. Sunteți în loc public, sunteți la servici, în uniformă și domnul s-a prezentat cu legitimație de la servici. Deci gata, sunteți în exercițiu funcțiuni. Trebuie să vă subordonați acelorași legi ca și noi. Nu sunteți sub acoperire, nu sunteți, mă rog, agent secret. Ce vreți să spuneți la mine? Întreba. Noi vreau să știm. Ce faci din asta? Discutăm. Care-i motiv? Da. Care-i motiv? Noastră, știți că ajuns sunteți autorizat. Dar ce se întâmplă aici? Ce aici se întâmplă? Dar de ce nu vă apropiați de cei oameni și pe bancă, ca și noi? Comisia este interzis să avea hârtii, drapele, maiouri, haine. S-a spus cineva că... Nu, deci noi nu facem niciun meeting, nu facem meeting, nu protestăm, nu lăudăm pe nimeni, pur și simplu suntem în stradă. Asta este problema. Asta e problema. Da, deci mi-a zis că n-aveți voie. Nu aveți voie să... Dar unde vedeți dumneavoastră? Nu am așa bătut, vorbim cu domnul Brieză. Domnul Brieză, am cerut să noi am vrut să aflăm care e motivul. Nu avem niciun fel de plăcate, în afară de materiale de folos, da, fa. Iai, câte-am strâns, câte-am strâns. Eu sunt foarte interesat. Am memorie destulă. Dar cine ascunde? Da, dar cred că nu mult timp ai să faci chestia asta, să vin să intimidezi oamenii. Eu cred că îți depășește atribuțiile și în felul ăsta o să rămâi ha-ha fără servici. Nu cred. E că eu cred. Decât dacă o să vă acopere generalul Papuc și generalul Voronin. Dar sper că nu mult timp o să fie la putere milițienii. O să vină vreme și o să fie la putere și oameni normali. Și atunci poliția o să trebuiască să recunoască drepturile omului, să cunoască legile. Dacă nu o să cunoască, demisia, arrivederci. Sau o să-i pun să plătească pentru că se află în funcția asta. Nu să-i plătesc eu pe ei. Deci ce faci acum, tocmă să... Intimidare! Intimidare! Intimidare cetățenilor liberi! De ce n-are drept? Oamenii ești pe drum și n-are drept ca să... Ai venit și mi-ai spus că n-am autorizat să stau pe stradă!